La nivelul municipiului Petroșani este înregistrat un singur autoturism ca fiind hibrid. Pentru a încuraja achiziția acestor autoturisme, consilierii locali de la Petroșani au aprobat în cursul anului trecut un proiect de hotărâre prin care s-a stabilit impozitul. Acesta este la jumătate față de impozitele și taxele plătite pentru un autoturism obișnuit. Anul trecut am avut un singur caz, o singură persoană care și-a achiziționat mașini hibrid. Am întocmit acea hotărâre de consiliu local în ideea că vor fi și la noi mult mai multe, dar anul trecut a fost o singură persoană care s-a luat în evidență cu mașini hibrid. Calculul se face diferențiat pentru aceste mașini a impozitului, în sensul că este 50% din impozitul mașinilor obișnuite. Este mult mai mic. Impozitul perceput pentru autoturismele hibrid este mai mic cu 50% față de impozitul pentru autoturismele cu tracțiune mecanică. Reglementarea este una la nivel național.